Scopul acestui film este de a arăta ce s-a întâmplat cu romanii și cu urmașii acestora la Roma, după ce, pe vremea lui Traian, armata romană a cucerit și a jefuit Dacia, luând aurul strâns de daci la Sărmisegetuza Regia și în vecinătatea acesteia. În prima parte a filmului vom vorbi despre cât aur era la Sărmisegetuza Regia și cât aur au descoperit romanii, apoi vom vedea la ce au folosit dacii acest aur, după care vom trece la o altă parte a filmului în care vom vorbi despre romani și modul în care au folosit ei aurul, aurul dacic, iar apoi vom vorbi în mod direct despre consecințele acestor fapte rele pe care au făcut romanii, și anume despre invazia goților geți în mai întâi pentru cucerirea Daciei, provinciei romane, apoi pentru distrugerea provinciilor din sudul Dunării, apoi pentru cucerirea Italiei, pentru asedierea Romei, pentru cucerirea Romei și în final le vom axa pe un capitol foarte detaliat, foarte distinct și anume cucerirea asediului Romei dintre anii 537-538, adică timp de un an și 9 zile, timp în care locuitorii Romei au ajuns aproape la canibalism, iar populația Romei a scăzut în mod considerabil, așa cum vom prezenta graficele de la sfârșitul acestui film, după care vom încerca să extragem câteva concluzii moralizatoare și filozofice plasate chiar la sfârșitul filmului. Deci, pentru partea introductivă, așa cum vedeți și în această imagine, este o scenă de pe columnă, scena 138, în care patru călăreți romani transportă, iată, cu cai dintr-o zonă inaccesibilă din munții, din apropierea Sărmisegetuzei Regia, vedem stânci și nu este niciun drum. Această sculptură a fost realizată de meșterii lui Apolodor din Damasc, după descrierile din cartea lui Traian Dacica. Prin urmare, este un episod ilustrat direct din cartea lui Traian, însă este pe columna din Roma, avem doar un singur episod, fiindcă aurul dacic s-a găsit în două locuri. Și pentru aceasta vom folosi descrierea lui Dio Cassius, după care vom trece la descrierea lui Criton, medicului Traian, care vorbesc despre locurile unde Decebal și-a îngropat cele două tipuri de comori și în ce constau aceste comori. Așadar, Dio Cassius în Istoria Romană, cartea 68, capitolul 14, spune că regele Decebal și-a ascuns tezaurele în două locuri. Prima dată în albia râului Sargeția. El spune că acest râu curge pe lângă reședința regală, iar aici a îngropat o mare, subliniez, o mare cantitate de aur și de argint. Deci nu spune în ce consta acest aur. Erau obiecte, erau monede sau erau alte lucruri. Prin urmare, avem de fapt un singur loc unde erau ascunse sub albia râului, era o mare încăpere, probabil. Și aici, evident, obiectele care sunt descrise, iată, de Dio Cassius în acest mod, nu sunt reprezentate pe columna lui Traian, prin faptul că Traian a vrut să ascundă acest adevăr, și anume faptul că războaiele dacice au fost, războaiele împotriva dacilor au fost duse doar pentru a cuceri, pentru a pune mâna pe acest aur. Lucrarea dacică a lui Traian conținea, inclusiv columna, conține, iată, o mare minciune, și anume ascunde aceste lingouri. Ele apar însă pe arcul de triumf al lui Traian de la Benevent, o să-l vedem imediat. Dar până atunci continuăm textul lui Dio Cassius. Deci, în al doilea rând, el spune că celelalte comori au fost ascunse în peșteri, vorbește la plural, peșteri, adică mai multe peșteri, și această
Scena de pe columna 138 este cea mai ilustrativă în acest sens, deci este vorba de patru peșteri. Deci, Decebal și-a ascuns comorile în zona calcaroasă de la Vârtoape sau de pe Valea Străiului, unde sunt mai multe peșteri. În continuare vom vorbi despre ceea ce spune medicului Traian, medicul Criton, despre aurul găsit de romani în munții Orăștiei. Acest fragment s-a păstrat, fragmentul din Criton, s-a păstrat nu în opera lui, fiindcă opera lui este declarată pierdută, ci într-un fragment bizantin de la Ioan Lidianul din secolul 6. Acesta spune, citând din Criton, citez: Traian a capturat aur în valoare de 500.000 de libre de aur și dublu de argint, în afară de paharele și vasele de valoare excepțională. Așadar, ce ne spune Criton? Spune același lucru ca și Diocasius, că această comoară lui Decebal era compusă atât din aur, adică lingouri de aur. Iată ce apare în această scenă de pe arcul de la Beneventum, sunt cărate cu tărgile, este cortegiul triumfal al lui Traian din 107, în care apar daci în calitate de învinși. Dar apare și pe acest arc, apar acele obiecte de valoare, corn, riton și așa mai departe. În alte scene o să le vedem imediat. Cei care au analizat spusele lui Criton și în special istoricul francez Jérôme Carcopino a considerat că nu este vorba despre 1.637.520 de kilograme de aur și de 3.274.500 de kilograme, atât cât reiese din textul antic, fiindcă acest autor bizantin ar fi confundat miriadele cu chiliadele, adică cifra de 10.000 cu 1.000, și prin urmare el le reduce cu o zecime. Așadar, avem în această optică pe care o acceptă, în această ipoteză pe care o acceptă cei mai mulți istorici actuali, o valoare totală a tezaurului dacic, format din lingouri de aur, vorbim de lingourile de aur, de 163,752 de tone, deci 164 de tone aproape de aur, și 367,45 tone de argint, adică 378 de tone de argint. E bine, toată această comoară uriașă pe care regii dacilor o foloseau exclusiv în scopuri religioase și spirituale, a ajuns la Roma. Aceasta este reprezentarea, parțială, a cortegiului triumfal format din daci, care transportă, iată, cu tărgile comorile lui Decebal în forul roman. În stânga apar lingourile, iar în dreapta apar așa zisele obiecte de valoare, așa numitele obiecte de valoare, așa cum le spune Criton și Diocasius. Prin urmare, dacă punem cap la cap reprezentările de pe columna lui Traian și cu cele de pe arcul de la Beneventum, care a fost realizat de Hadrian și nu de Traian, prin urmare Hadrian avea toate motivele să spună cât de cât adevărul. Prin urmare, dacă punem aceste scene la oaltă, ele vorbesc în același ton cu Diocasius și cu Criton, și anume faptul că tezaurul dacic era format dintr-o mare, mare cantitate de aur și de argint brut păstrat în lingouri și de un mare număr de obiecte de valoare care erau folosite în templele dacilor de la Sarmizegetusa și din alte părți ale Daciei. În continuare vom vorbi despre
acest aur care a ajuns la Roma și despre ce făceau romanii cu respectivul aur. Dacii au extras aurul din munții Apuseni și apoi l-au tezaurizat la Sarmizegetusa Regia pentru a-l folosi exclusiv în scopuri religioase și spirituale, și anume pentru a amplifica energia și potențialul rugăciunilor, dar și al faptelor bune, știindu-se că aurul este un extraordinar amplificator energetic. Aurul a fost considerat de daci ca fiind lumina întrupată a lui Apollon. Din acest motiv, ei nu au bătut niciodată monede din aur, așa cum au bătut, iată, romanii din aurul dacic. Acesta este un aureus bătut de Traian cu chipul său și cu semnele a trei legiuni din aurul dacic. Monedele Coson și Lisima, care s-au descoperit pe teritoriul Dacii și în special în zona Sarmizegetusa Regia, au fost emise de regii tributari din Tracia, în special regele Sadalas a emis acești cosoni, iar orașele pontice au emis Lisimahii ca titlu de recunoaștere sau, mă rog, de supunere în fața lui Burebista. Iar dacii au folosit aceste monede pentru a plăti unii mercenari în timpul războiilor din 105-106, exclusiv pentru scopuri profane. Aurul dacic nu a fost folosit niciodată în scopuri profane, așadar. Dintre toate popoarele lumii antice, un lucru care nu se cunoaște și care nici nu se spune nicăieri, nici despre egipteni și nici despre daci. Toți cei care merg în Egipt nu au habar că egiptenii nu au folosit niciodată monede nici din aur și nici din argint. Așadar, dintre toate popoarele lumii antice, doar egiptenii și dacii au exclus aurul ca metal din care se bată monede. În Dacia și în Geția nu găsim nicio monedă de aur emisă de regii daci, începând de la Zalmoxis, continuând cu Burebista, continuând mai întâi cu Dromihete, cu Burebista, cu Decebal și până la ultimii regi carp din secolul 4. Așadar, nici o monedă din aur, nici o monedă din argint, nici o monedă din cupru, cu numere și cu titlu, cu titulatura regilor și marilor preoți daci. De ce? Fiindcă în timp ce romanii, iată cum este acest Traian, plătea soldații cu monede din aur sau din argint, regii dacilor coordonau armatele și întreaga populație a regatului cu mintea și cu spiritul, nu prin intermediul aurului transformat în monede, care este o blasfemie. Deci romanii au folosit tot aurul dacic despre care am vorbit la începutul acestui film în scopuri profane, iată, de a plăti armatele, de a construi noi fortificații și de a provoca noi războaie, așa cum vom vedea. Prin urmare, romanii au folosit aurul în scopuri exact opuse față de cele de care s-au pretat dacii sau egiptenii. De ce? Fiindcă la romani zeul aurului, Apollon, era practic necunoscut. El avea doar de pe vremea lui Augustus un mic templu la Roma, cel mai mic templu de la Roma. Și de fapt era legat doar de cultul împăratului și nu de restul populației. Pentru a trece direct la obiect, vom cita în continuare din lucrarea Istoria Romană a lui Diocasius la ce a folosit Traian aurul dacic. Și anume, a topit toată moneda din imperiu care nu corespundea standardelor monetare și a bătut cu aurul dacic și cu argintul dacic o altă monedă. Apoi, a secat mlaștinile din Italia, a construit șosele, apoi, lucru îngrozitor și abominabil, a finanțat 123 de zile de jocuri cu gladiatori, timp în care au fost ucise 10.000 de animale sălbatice și domestice și în care au fost răniți sau uciși 10.000 de gladiatori. Așadar, acest Traian este un criminal notoriu al istoriei. Iar cei care s-au dedat la aceste spectacole, o să vedeți ce au pățit. Ei și urmașii lor. Apoi, Traian a mai construit și clădiri, însă doar pentru el și pentru camarila sa. Apoi, iarăși lucruri abominabile, a finanțat războiul cu parții
din Orient, în timpul căreia au murit sute de mii de oameni, inclusiv evrei, sute de mii de evrei, drept pentru care evrei în cărțile lor sacre îl numesc pe Traian, omul negru. De asemenea, a mai finanțat și războiul cu armenii, și în Armenia a ucis zeci de mii de oameni. Apoi a mai finanțat recrutarea de noi legiuni, de două noi legiuni. În timpul războaielor cu Decebal, romanii au pierdut de fapt patru legiuni, două pe vremea lui Domitian și două pe vremea lui Traian, iar Traian recrutează chiar din 105 două alte legiuni cu banii primiți de la Decebal, chiar din 102. Apoi a scutit pe unii cetățeni din Imperiul Roman între anii 106 și 117 să mai plătească impozite. Din acest motiv el a fost numit pe vremea sa Optimus, adică cel bun, însă după aceea a fost băgat direct în infern de către creștini și nu a fost scos decât târziu. Dar nu a fost scos din infern, a fost introdus doar în purgatoriu de către un papă, mă rog, nu vreau să-l denumesc pe acel papă, ce calități avea el. Așadar, romanii au folosit aurul dacic în mod opus față de scopul pentru care dacii l-au tezaurizat și, prin urmare, au trebuit să suporte ei și urmașii lor toate consecințele de rigoare despre care vom vorbi, fiindcă în acest film vom vorbi despre efectele asediului gotic asupra Romei din anii 537-538. Va trebui să vorbim în termeni foarte generali despre cine au fost goții și cum au ajuns ei să cucerească Roma de mai multe ori. De cel puțin 3 ori vom vorbi în acest film. Fiindcă goții au fost cei care i-au presat pe romani să comită faptele despre care vom vorbi aici. Vom relua unele aspecte din istoria goților într-o serie, altă serie de filme dedicate acestei teme, și anume tema identității dintre geți și goți în perioada următoare. Așa că nu vom insista acum pe detalii în acest film, pe detalii din istoria goților. Aceasta este o hartă cu etapa a doua în care goții, în istoria lor, în care goții au ajuns în Moldova, în Muntenia, pe Valea Dunării, dar și între Nipru și Nistru, precum și în Crimea. După care vom vedea și alte etape din istoria lor. Așadar, primele atestări scrise despre prezența goților pe Valea Dunării le avem din anul 208. Treptat, treptat, puterea goților de la Dunăre și din nordul Mării Negre, iată acea zonă de culoare închisă, înșurată, crește și după anul 250 avem atacuri masive asupra provinciei Dacia. Romanii, nemai putând să apere provincia Dacia, chiar dacă au adus aici trei legiuni, o abandonează prin Aurelian și o cedează de fapt goților, care după aceea Dacia devine Geția. Aceasta este cultura sântana de Mureș, în care geții au conviețuit cu goții și au creat o simbioză, dar despre aceasta vom vorbi în seria de episoade următoare. Așadar, în perioada următoare, goții își extind dominația asupra întregii dacii și conviețuiesc cu localnicii, cu dacii, cu geții și cu carpii. Acum goții încep să fie denumiți în mai toate izvoarele scrise ale vremii, cele romane, evident, ca fiind geți, adică goții sunt geți. Conviețuirea cu geții și simbioza cu ei durează chiar mai mult de un secol. În secolul IV, era noastră, goții geți sunt presați de o mare masă de huni și o mare parte dintre goții egal geți ajung să asedieze Imperiul Roman, reușind să-i învingă în mod categoric pe romani la Hadrianopole, în anul 378, când este de fapt ucis și împăratul Valens. Aceasta este de fapt începutul sfârșitului pentru Imperiul Roman. După acest an, după 378, goții egal geți primesc dreptul să locuiască în Imperiul Roman, la sud de Dunăre,
în calitate de federație, adică de aliație romanilor, având ca principal scop să apere linia Dunării în fața invaziilor hunilor. Acum îl cunoaștem și pe episcopul lor, Ulfila sau Ulfil, adică lupul. Însă tratamentul inuman al romanilor în raport cu goții egal geți, ajuns în Imperiu, îl determină pe Alaric, care era de fapt prefect în Iliria, să se revolte și să asedieze mai întâi Constantinopolul, care era capitala Imperiului Roman de răsărit aici, iată, în dreapta. Apoi ajunge la Atena și nu o mai asediază, fiindcă atât cei din Constantinopol cât și din Atena plătesc sume exorbitante pentru ca Alaric să nu asedieze aceste orașe. Iar apoi Alaric se îndreaptă spre Spania, unde cucerește, acesta este Alaric, unde cucerește nordul Spaniei, nordul Italiei. Asediază Roma de două ori, însă fără succes, fiindcă nu avea experiența militară a asediilor pentru un asemenea oraș. Însă, prin asediul al treilea, după ce a câștigat experiență, cel din 410 reușește să cucerească, să intre în Roma, să spargă o poartă și să intre în Roma, iar apoi distruge toate monumentele triumfale ale romanilor, inclusiv statuia lui Traian din forul lui Traian, precum și toate monumentele care fură, adică ia cenușa lui Traian de la baza columnei și o aruncă. De fapt, Roma este cucerită acum pentru a doua oară de către Alaric, care era născut la Tulcea, lângă Tulcea, pe insula Peuce. Și astfel Alaric răzbună, de fapt, umilințele tuturor popoarelor care au fost decimate de către romani, atât din Europa, atât din Asia, dar și din Africa. De asemenea, Alaric răzbună și suferințele și umilințele îndurate de strămoșii săi de la Dunăre, din zona, în special al celor din zona Tulcea. Întrebat fiind de unul din apropiații săi de ce a cucerit Roma, acesta este un text antic ce vă spun acum, Alaric a răspuns, citez, fiindcă am auzit tot timpul în urechi o voce care îmi spunea, du-te și cucerește Roma. De fapt, acesta a fost scopul vieții lui Alaric de a cuceri Roma și a cucerit-o. În mod sigur adaug eu, adică eu, Dan Oltean, acea voce era cea a regelui martir Decebal, care s-a jertfit în lupta cu acești criminali din Roma. Este posibil ca Alaric să fie o încarnare a regelui Decebal, care a reușit să răzbune toate umilințele pe care le-a îndurat el, familia lui și dacii din regatul său care a fost umiliți de acești criminali romani. Urmașii lui Alaric au întemeiat în Italia, sub conducerea lui Teodoric cel Mare, un extins regat ce cuprindea nu numai toată Italia și Sicilia, ci și actualele teritorii ale Sloveniei și Croației. Acest regat ostrogot a durat din anul 493 și până în anul 553, capitala sa fiind la Ravenna. Acum despre Roma, fiindcă despre asediul Romei și despre suferințele romanilor din Roma vom vorbi în continuare în acest film. Roma a fost lăsată de goți să aibă o conducere autonomă, fiind condusă în continuare de senat, dar și de un papă numit de goți. În unele perioade, romanii din Roma au uitat totuși de îndatoririle pe care le-au avut față de goți, iar aceștia au venit cu armata de la Ravenna pentru a impune ordinea în fosta capitală a Imperiului. Episodul pe care îl vom detalia în acest film se petrece în unul din aceste momente în care romanii din Roma credeau că nu mai au nicio îndatorire față de goți și au închis porțile orașului baricadându-se înăuntru, după care timp de un an și 9 zile au început să sufere de foame extremă și să moară pe capete. În mod concret, în acest film vom vorbi despre efectele asediului asupra Romei întreprins de armata gotică condus de regele Vitiges între 2 martie 537 și 12 martie
538, adică despre efectele unui asediu care a durat vreme de 374 de zile și în care romanii treptat, treptat nu au mai avut ce să mănânce și au murit în număr foarte mare. Armata goților nu a reușit de această dată să spargă niciuna din porțile Romei ca în anul 410, însă nici locuitorii Romei nu au reușit să iasă din oraș pentru a-și procura alimente. La fața locului, împăratul de la Constantinopol a trimis pe generalul Belisarius, unul dintre cei mai capabili generali ai romanilor din secolul 6, fiind numit de toți istoricii moderni drept ultimul mare general roman. Acesta a început bătălia cu armatele gotice și în final a reușit pentru un scurt timp să depresureze Roma. Iată, aceasta este una dintre scenele bătăliei de armatele goților. Bătălia a avut trei faze și este descrisă de către istoricul Procopius, care a ajuns la fața locului alături de Belisarius în calitate de consilier al acestuia. Prin urmare, a văzut tot ce s-a întâmplat cu cei din Roma, dar și etapele bătăliei. Acestea sunt cele trei etape ale bătăliei, însă nu vom insista prea mult, fiindcă ne va ocupa mult timp. Aceasta este prima etapă a depresurării Romei în momentul în care au venit armatele lui Belisarius. Aceasta este a doua etapă, descrisă în detaliu de Procopius, iar aici este a treia etapă, în momentul în care Belisarius reușește să depresureze Roma. Așa, după ce Belisarius a depresurat Roma, el a fost chemat de îndată la Constantinopol de împăratul Justinian, fiindcă perșii au intrat din nou în Imperiul Roman și au făcut ravagii. Drept urmare, goții revin cu o mare armată la Roma și de data aceasta sub regele Totila, acesta este regele Totila, cel din stânga, asedind și distrugând Florența. Nu există imagini cu Roma. Și reușesc așadar goții pentru a doua oară în istorie să intre în oraș în anul 546, după care Belisariu a reușit iară să-l cucerească și Totila a intrat a doua oară, a cucerit pentru a doua oară Roma, el personal, în ianuarie 550, însă atunci practic orașul nu mai avea populație, fiindcă aproape toată lumea murise sau oamenii s-au refugiat în zona rurală. Prin urmare, goții au cucerit de trei ori Roma, odată sub Alaric în 410, după care au mai cucerit-o de două ori sub Totila în 546 și în 550. Însă acum vorbim despre asediul pe care l-a efectuat regele got Vitiges. Procopius din Cezarea, din care vom citi în continuare, s-a născut între anii 490 și 507, nu se știe exact anul nașterii, din părinți foarte înstăriți, iar după terminarea studiilor a fost numit consilier al generalului Belisarius, cel mai bun general pe care l-a avut împăratul Justinian. În această calitate, Procopius l-a însoțit pe Belisarius în toate războaiele acestuia, mai întâi în Persia, apoi în nordul Africii contra vandalilor și după care l-a însoțit în războaiele contra goților din Italia, războaie au avut două faze. Despre fiecare din aceste războaie, Procopius a scris câte o carte. Aceasta este cartea Războiul cu goții, tradusă în limba română în anul 1963 la editura Academiei Republicii Populare Române. Prin urmare, tot ce relatează Procopius în această carte despre suferințele îndurate de locuitorii Romei din timpul asediului gotic dintre anii 500, 537-538
au fost aflate chiar de el însuși. Nu sunt informații culese de la alți autori, prin urmare sunt informații foarte credibile. Niciun alt autor care a trăit la Roma nu și-a permis să spună asemenea lucruri despre ce s-a întâmplat cu locuitorii orașului, fiindcă ei erau din Roma. Ori Procopius locuiește la Constantinopol, care în acea perioadă orașul era rivalul Romei. Prin urmare, Procopius din Cezarea, chiar dacă locuia la Constantinopol, și-a permis să spună aici, în această carte, absolut toate detaliile abominabile prin care au trecut locuitorii Romei în anul 538-537. Vom citi, iată, textul de la pagina 162 din lucrarea lui Procopius despre asediul Romei și despre suferințele îndurate de urmașii romanilor care au jefuit și au furat aurul dacic. Așadar, dar moartea spora mereu și se lungea în timp, ducând la mari nenorociri, deoarece alunecau spre hrană nepotrivită și peste marginile firii. Mai întâi Besas și Conon, comandanții străjeri ai din Roma, care puseseră întâmplător o mulțime de grâne înăuntrul zidului împrejmuitor al Romei, precum și soldații, își tăiau din rațiile lor obișnuite și vindeau bogaților Romei pentru mulți bani, căci un medmium, adică 52 de kilograme, ajunseseră să se vândă cu 7 monede din aur. Cei care nu stăteau atât de bine cu gospodăria spre a putea să-și cumpere o hrană cât de prețioasă, pentru un sfert din acest preț își cumpărau un medmiu de tărâmțe și mâncau, iar nevoia le făcuse această hrană foarte plăcută și gustoasă. Un bou prins de scutierii lui Besas, într-o ieșire asupra dușmanilor, fu vândut cu 15 monede de aur. Cine avea un cal mort sau altceva de acest fel, trecea drept un roman foarte fericit, deoarece avea de unde să se sature cu carnea mortăciunii. Toată mulțimea cealaltă mânca numai urzici, care cresc din belșug în preajma zidului împrejmuitor și pretutindeni printre ruinele cetății, și pentru ca aspimea plantei să nu înțepe la buze și în gât, o mâncau bine fiartă. Deci, câtă vreme au avut bani de aur, bani de aur, romanii au trăit, cum am spus, cumpărând grâne și tărâțe. Așadar, romanii au cumpărat cu aurul dacic grâne și tărâțe. Iar după ce n-au mai avut, și-au cărat în piață toate lucrurile din casă și le-au schimbat pentru pâinea de toate zilele. În cele din urmă, deoarece oștenii împăratului nu mai aveau grâu de unde să mai vândă și romanilor, în afară de puțin care mai rămăsese lui Besas, adică ostașilor lui garnizoanei romane, dar nici romanii cu ce cumpăra se îndreptaseră cu toții spre urzici. Dar planta aceasta nu le era o hrană îndestulătoare și nici nu aveau pretutindeni ca să se sature cu dânsa, de aceea ei slăbire din calea afară. În scurtă vreme, culoarea feții lor ajunsese neagră vânătă și arătau asemenea unor stafii, adică locuitorii și soldații Romei în anul 537-538 arătau ca niște stafii. Mulți, în vreme ce umblau, încă și mestecau între dinți urzicile, mureau pe neașteptate și cădeau la pământ. Își mâncau până și căcatul unii de la alții, așa scrie, așa citesc. Chinuiți de foame, mulți își luau singuri viața, deoarece nu mai găseau nici câini, nici șobolani și nici alte mortăciuni cu care să se hrănească. Deci, repet, chinuiți de foame, mulți își luau singuri viața, deoarece nu mai găseau nici câini, nici șobolani și nici alte mortăciuni cu care să se hrănească. După care urmează descrierea unui bărbat roman care avea 5 copii și care, din cauza foamei, s-a aruncat în Tibru fața copiilor săi. Așadar, iată ce au pățit urmașii romanilor care au jefuit Dacia și au folosit aurului Apollo în scopuri nefirești. Evident că această descriere pentru anul 537-538 este singulară, însă înainte, în 410 și înainte, romanii au suferit chinuri poate chiar mai mari în timpul asediului lui Alaric, însă acele chinuri nu sunt descrise, fiindcă
cei care au scris despre acele războaie erau romani, erau senatori romani, adică erau din Roma și nu puteau să scrie așa ceva. În continuare vom sumariza pentru cei care nu au înțeles foarte bine despre ce vorbește acest text, tot ce au suferit acești romani. Concluziile sumarizate din textul lui Procopius pentru suferințele îndurate de romani sunt următoarele. Romanii 1. Romanii bogați cumpărau un sac de grâu, adică 52 de kilograme, cu 7 monede de aur. 2. Romanii cu venituri medii cumpărau un sac de tărâțe, 52 de kilograme, cu 2 monede de aur. Asta la început, fiindcă după aceea și grâul și tărâțele s-au terminat. 3. Un bou ieșit din tabăra gotică a fost prins de roman și vândut cu 50 de monede de aur. 4. Romanii consumau în a doua jumătate a sediului cai morți sau putreziți și acest festin era considerat drept o mare fericire. 5. După ce alimentele s-au epuizat, toți romanii, inclusiv bogații, dar și săracii, au mâncat pentru o lungă perioadă de timp doar urzici fierte, motiv pentru care au început să arate ca niște stafii. Expresia este a lui Procopius. Apoi, tot Procopius 6 spune că romanii mâncau câini, șobolani și alte mărtăciuni. De asemenea, tot Procopius spune că s-a ajuns până acolo încât locuitorii Romei își mâncau unii altora excrementele. 8. S-a ajuns la sinucideri și este exemplificat cazul unui bărbat care s-a sinucis în fața propriilor copii. 9. Cei mai mulți dintre locuitorii Romei au murit de foame după aproape 400 de zile de asediu. O să vedem în graficul următor cum a scăzut populația Romei din vremea lui Traian și până în acest an. Acesta este graficul cu fluctuația negativă a populației Romei, extras dintr-o lucrare de demografie privind Imperiul Roman și Roma. Această scădere a fost realizată, a populației Romei a fost realizată pe baza surselor documentare, dar și pe baza impozitelor pe care le plăteau cetățenii romani și din multe alte surse. Așadar, apogeul demografic al Romei se înregistrează la 2 sau 3 decenii după cucerirea romană a lui Traian, adică prin anii 120-130, iată, are 1.228.750 de locuitori, după care populația se înjumătățește în momentul în care la 2 sau 3 decenii după ce romanii trec la creștinism, urmează persecuții îngrozitoare, distrugeri de temple, masacre, refugiați și altele. Așadar, după anul 300, după domnia lui Constantin cel Mare, populația Romei se scade la jumătate, la 785.000 de locuitori. Evident, se întemeiază și Constantinopolul, dar sunt multe alte războaie și persecuții religioase, iar în timpul asediului despre care am vorbit în acest timp, populația Romei a fost estimată de Procopius la 300, la 30.000 de locuitori. Prin urmare, în doar 300 de ani, populația Romei a scăzut de 40 de ori. Deci, repetăm, populația Romei a scăzut după domnia lui Traian, care a pus mâna pe aurul dacic, și până în vremea asediului din 537, de 40 de ori. Aceasta cred că este o dovadă extraordinară despre recompensele pe care și le primesc cei care fac rău. Și în continuare vom vorbi despre aceste principii care guvernează Universul, dar și omenirea în general. În urma studierii
acestor texte care vorbesc despre suferințele oamenilor care au făcut rău, dar și oamenilor care au făcut bine, dar și oamenilor care nu fac nimic, care nu au făcut nimic în timpul istoriei, mii de texte de acest tip, putem să extragem trei concluzii de ordin general. Prima, anume, cei care fac rău altora, oamenii care fac rău altora, primesc ei înșiși, ori urmașii lor, chiar și la 400 de ani distanță, așa cum este în acest caz, doar rău. Deci faci rău, primești rău. 2. Cei care nu fac nici rău, dar nici bine, și aceștia îi estimez la 95% din populația actuală a României, din populația actuală a lumii, nu primesc nici bine și nici rău. Ei trăiesc ca și când nu s-ar fi născut, trăiesc doar pentru ei înșiși și pentru familia lor, nefăcând nimic. Nu vreau să etichetez mai mult pe acești oameni, însă ei formează grosul populației de astăzi, ca să zic așa, și faptul că planeta arată așa cum arată se datorează în special lor care nu fac absolut nimic, nici bine, dar nici rău. Și în sfârșit există oameni care fac bine dezinteresat, fără să aștepte mulțumiri sau bani din partea altora. Ei primesc doar bine. Deci binele dezinteresat este recompensat cu bine. Din păcate sau din fericire, cum vă spun, experiență personală, în ultimele luni am întâlnit doar doi oameni. Deci în ultima lună am întâlnit o femeie și în ultimele luni un bărbat, care făceau bine în mod dezinteresat. Acum, poate acest fapt că am întâlnit doar doi oameni în doar 2 luni, deci din mii de oameni, doar doi oameni, poate să fie la prima vedere ceva catastrofal, însă poate să fie din alt punct de vedere și o rază, dar doar o rază de speranță, și am făcut acest film pentru a le spune și altora să facă bine necondiționat, adică să nu aștepte nimic atunci când îl fac. Există foarte mulți oameni care fac bine interesat, adică plătesc, adică îi ajută pe alții ca să fie ajutați și așa mai departe, însă acei oameni nu fac bine, sunt doar niște traficanți de interese, ca să zicem așa. Deci bine dezinteresat primesc bine. Acei oameni pe care i-am întâlnit eu, nu i-am cunoscut niciodată și mi-au făcut bine mie, pentru că astfel am văzut că fac bine, dar după care am văzut că fac bine și altora. Tot dezinteresat, fără să-i cunoască și fără să aibă niciun interes, pentru că nu-i mai cunosc, nu-i mai văd pe acei oameni. Așadar, acest film a fost făcut fiindcă există acei oameni și fiindcă m-au impresionat. În continuare o să vă vorbesc despre, nu despre experiența mea personală, ci despre experiența personală a lui Platon, care spunea în urmă cu 2500 de ani cam aceleași lucruri pe baza experienței lui, a lui Socrate și a lui Zalmoxis. Acesta este un text din dialogul Republica a lui Platon, în care el vorbește despre recompensele, să le zicem în ghilimele, celor care fac rău și despre recompensele neînghilimele ale celor care fac bine. După cum am spus și în alte filme pe care le-am făcut în anii anteriori și după cum am scris și în cărțile, mai ales în Religia Dacilor, dar și în Davele Dacilor, Socrate a fost inițiat de un medic zalmoxian în tabăra de la Potideia, iar și-a însușit întreaga filozofie de la acest medic, cum să vindece sufletul prin intermediul filozofiei, și a jurat credință, iar principalul discipol al lui Socrate a fost Platon, care a scris, iată, aceste cărți, inclusiv Carmides, în care îl povestește toate învățăturile zalmoxiene preluate de Socrate și inclusiv de el, dar și această carte, Republica, care este modelul unei guvernări ideale, învățate evident tot de la Zalmoxis.
Și ce spune Zalmoxis prin intermediul medicului său, iar apoi prin intermediul lui Socrate și în final prin intermediul lui Platon și apoi prin intermediul traducătorului lui Platon și apoi prin intermediul meu care vă povestesc toate acestea. Ce spune el? Îi spune exact ce vă ziceam înainte, doar cu detalii mult mai aprofundate. Și anume, citez: pentru toate nedreptățile săvârșite și pentru toți oamenii care le făcuse un rău, sufletul dă seama, rând pe rând, adică sufletul, nu corpul, pentru fiecare nedreptate de 10 ori. Aceasta înseamnă că fiecare pedeapsă are loc într-un interval de 100 de ani, fiindcă atât de mare este viața omului pentru ca pedeapsa îndurată să fie înzecită față de nedreptate. Spre pildă, dacă vreunii s-au făcut vinovați de moartea altora, adică romanii de a dacilor, ori au trădat cetăți și oști, ducându-le în robie, ori au fost părtași la alte fără de lege, adică la furtul aurului. Ei adaugă suferințe de 10 de ori mai mari pentru fiecare faptă. Iar dacă unii au făcut fapte bune și au fost drepți și cuvioși, își iau răsplata în aceeași proporție. În ceea ce îi privește pe cei care au trecut repede prin viață și au trăit puțin, a spus lucruri ce nu merită a fi pomenite. Deci despre cei care nu fac nimic, nu primesc nimic. Iar în legătură cu impietatea și pietatea față de zei și părinți, cât și în legătură cu ucigașii, a povestit despre pedepse și răsplăți încă și mai mari. Așadar, Platon susține în acest dialog că sufletul este pedepsit de 10 ori și pentru faptele rele, dar și este recompensat de 10 ori și pentru faptele bune. Cei care nu fac nici rău, nici bine, nu primesc nimic. Așadar, romanii nu aveau nicio scuză să facă atât rău popoarelor din Europa, din Asia și din Africa, inclusiv acestor greci din Atena, urmașilor lui Platon și al lui Socrate, fiindcă ei știau toate aceste lucruri, le-au învățat de la filozofii greci, prin urmare 3 ani nu au avut și ceilalți împărați criminali ai Romei nu au avut absolut nicio justificare să facă ceea ce au făcut și la 300 de ani distanță, 350 de ani, au prin urmașilor, dar și ei direct au primit, iată, aceste recompense, în ghilimele, divine.